Am investit în celelalte 4 companii undeva la 2570. A fost o lună record în dividende, prima lună în care m-am apropiat de $200, acolo unde se întâmplă lucruri faine, iar rezultatele se vor vedea în portofoliile de investiții. Te salut, aici Claudiu, bine te-am regăsit la un nou video de actualizare a portofoliului personal, achizițiile din luna iulie 2024. Achizițiile și sell-ul, de fapt, am avut și o companie vândută luna aceasta, o poziție lichidată complet și aș vrea să încep cu acest subiect. Vă ziceam de pe la începutul anului 2024 că va fi un an de, nu aș zice neapărat rebalansare, ci mai degrabă consolidare a portofoliului. Am tot acumulat în anii trecuți și am vândut foarte rar spre deloc și chiar dacă am de gând să continui așa, nu stric că niciodată să faci și câte o curățenie, iar eu nu fac această curățenie într-o lună, ci treptat pe parcursul a mai multor luni. Motivele principale sunt două mari și late: pentru a maximiza randamentul potențial și a minimiza cât mai mult riscul, practic îmi doresc un randament cât mai bun ajustat la risc, iar pentru asta portofoliul trebuie neapărat să conțină companii cât mai solide, atât din punct de vedere financiar cât și fundamental. Iar după aceste consolidări, sunt ferm convins că șansele să se întâmple ceea ce vedeți aici vor fi foarte mici. Deși, chiar și așa, consider că am făcut alegeri bune și până acum, dacă ne uităm aici, totalul câștigurilor de la top 10 winners și totalul pierderilor de la top 10 losers, ambele evident nerealizate. Iar al doilea motiv ar fi că nu-mi doresc neapărat ca pe termen lung să dețin 60-70 de companii, ci mai puține cel mai probabil. Acum, acest 68 de aici este de fapt mai mic, dacă ne uităm în portofoliul de bază, să zic așa, avem 58 aici, celelalte 10 fiind 3 ETF-uri, bani care la un moment dat se vor îndrepta tot în portofoliul de bază și alte 7 companii neplătitoare de dividend care vor fi mereu mai puține. Nu voi refuza niciodată să investesc într-o companie foarte bună aflată și la un preț ok, indiferent dacă plătește sau nu dividend. Primele care vor zbura de aici sunt compania mamă a British Airways și PayPal, care e oricum mai mult un swing play bazat pe evaluare, nu e o companie pe care aș vrea să o dețin pe termen lung, mai ales, după niște experiențe recente cu ei, nu tocmai plăcute. Bun, am vrut doar să vă reamintesc încă o dată motivul pentru care în perioada asta o să vedeți și vânzări, nu doar achiziții, toate vânzările, la fel ca și achizițiile, de altfel le voi argumenta aici pe canal și vă rog să fiți foarte atenți întotdeauna la aceste argumente, pentru că s-ar putea ca uneori să vând ceva nu pentru că businessul și financiarele companiei se deteriorează, ci din alte motive, iar evident asta nu înseamnă că trebuie să faceți și voi la fel. Noi vă arătăm transparent și argumentat mișcările noastre, voi luați tot ce e mai bun de la noi și decideți singuri la final ce vi se potrivește și ce nu. Pentru toate astea și nu numai, intră pe site-ul roinvest.org, secțiunea membership și te așteptăm alături de noi, îți vom salva foarte mult timp prețios și te vom ajuta ca atunci când vrei să investești în anumite companii, totul să fie mult mai simplu. Mi-am creat, de fapt, recreat și acest sheet de risk management pe care vi-l voi explica într-un clip separat. Pe scurt, împart companiile în 5 tiruri, de la 1 la 5, cu tir 1 cele mai bune companii și tir 5 cele mai slabe. Apoi fac mai multe calcule, iar acesta este un alt criteriu pe care îmi voi baza deciziile, iar la finalul acestui video o să vedeți și faptul că am investit în 2 companii de tir 1, 2 companii de tir 2 și am vândut una de tir 3, iar din cele 4 companii achiziționate, 3 sunt poziții noi. Prima companie în care am investit este Airbus, singura care nu e poziție nouă și vă ziceam în episodul trecut că mă tentează având în vedere corecția recentă, plus faptul că nu am mai adăugat acestei poziții de mai bine de 3 ani, am cumpărat luna aceasta 2 acțiuni la prețul de 136 de euro. Corecția se datorează în principal problemelor de supply chain pe care Airbus le are, probleme care evident le vor afecta atât producția cât și implicit livrările, motiv pentru care au scăzut guidance-ul pentru anul fiscal 2024. Vedem aici de la 800 de aeronave livrate, se așteaptă acum la doar 770, de la 4 miliarde în free cash flow la doar 3,5 după guidance-ul revizuit. Problemele de supply chain însă sunt mult mai puțin grave decât problemele de siguranță și execuție pe care le are principalul competitor Boeing și sunt convins că Airbus poate face față cu brio acestor provocări. Văzusem chiar zilele trecute o știre cu, dacă nu mă înșel, o aeronavă ce a decolat de la București spre Paris, unul din motoare a cedat, au fost nevoiți să aterizeze înapoi și evident, ca întotdeauna, această aeronavă era una de la Boeing.
Aveam înainte 4 acțiuni Airbus cu prețul mediu la 69 de euro, acum am 6 acțiuni cu prețul mediu la 91, un preț mediu pe care în continuare îl consider unul ok și pornind de la asta, un preț mediu ok, datorii foarte puține pentru Airbus, un total debt de 14 miliarde, o poziție cash de 17, EBITDA în acest moment undeva la 6,7 miliarde, un payout al dividendului ok, deși nu au o politică constantă de plată și creștere a acestora, estimările de creștere foarte bune și ele, un avantaj competitiv indiscutabil din punctul meu de vedere și marje mici, marjă free cash flow doar 3,4%, marjă de profit net 5,8%, acesta fiind singurul punct roșu, să zic așa, e o companie care operează cu marje destul de mici. Așadar, după cum ziceam, cu un preț mediu ok, fără datorii, la payout am ales să-i dau doar 2, estimări de creștere foarte bune, un moat excelent, marje mici, în total 18 puncte, consider așadar Airbus ca fiind o companie tier 2. Se încadrează undeva aici. Compania numărul 2 este Nike. Am cumpărat 10 acțiuni la prețul de 72 de dolari. Am mai vorbit și analizat Nike în clipurile din ultima perioadă. După ce s-a dus către 70 de dolari, a devenit una dintre puținele companii bune aflate și la un preț foarte bun în perioada asta. Consider că acest preț de achiziție, 72 de dolari, este foarte bun. Am avut mai multe discuții pe tema asta cu cei de pe grupul privat. Am postat chiar și pe grupul de info, care între timp a devenit unul public și la care te poți alătura și tu dacă dorești. Spuneam atunci, când Nike s-a corectat de pe la 130 de dolari până la 90, că e un preț ok, dar nu include acea marjă de siguranță, cu care poți spune că ai achiziționat o companie bună la un preț excelent. Ăsta e screenshot-ul pus atunci pe grupul de info, când verdictul good to buy era la doar 51% și Nike pe la 90 de dolari și tot atunci spuneam că un preț bun nu e deloc departe, fiind undeva acolo la limită și am putea vedea acest verdict schimbându-se destul de mult dacă Nike coboară aproape de 70 de dolari. Lucru care s-a întâmplat ulterior, puteți căuta această postare dacă sunteți pe grupul public, dacă nu mă înșel aveți acces la tot istoricul. Și cam asta e cu Nike, un preț bun, datorii foarte puține și la ei, payout sub 40%, moat wide, aici am pus 4 puncte și doar 2 puncte galbene, niciunul roșu, creșteri medii estimate pe anii următori, fiind o companie deja matură, stabilă, cu o capitalizare încă peste 100 de miliarde chiar și după această corecție și marge medii undeva low double digit, deci companie de tier 1. Cea de-a treia companie este un REIT, Rexford Industrial, am cumpărat 16 acțiuni la prețul de 50 de dolari, am adăugat recent și REIT-urile în baza de date, aproape 50 de astfel de companii cu un fișier expre pentru REIT-uri, aceeași formă dar cu unele analize diferite. A fost un alt task important bifat în comunitatea noastră, a necesitat foarte mult timp, sute de ore, dar a meritat, a ieșit ceva foarte bun și util, atât pentru noi cât și pentru membrii care se află în comunitatea noastră. Am fost ajutat și de către Sergiu, unul din membrii echipei Roinvest și imaginați-vă că a scotocit în peste 500 de rapoarte anuale pentru a colecta date și informații despre toate riturile și chiar și după aceste noi date menționez că prețul rămâne încă 100 de lei pe lună dacă ești interesat. Deși foarte multă lume îmi spune că prețul e unul mic pentru ceea ce facem noi acolo, eu nu am exagerat niciodată în privința asta și vreau să dau ocazia cât mai multor oameni să se alăture acestui grup pasionat, muncitor și minunat. Revenind, Rexford este un REIT mai atipic, unul mai de growth, cam fix ce îmi lipsea, un REIT la care să nu mă intereseze neapărat yield-ul, ci creșterile, cu toate că, dacă mă întreb pe mine, un dividend yield curent de 3,4% nu e deloc de neglijat, mai ales că Rexford e probabil REIT-ul cu cele mai bune creșteri de dividend, avem degere de 14% pe ultimii 10 ani și 20% pe ultimii 3, putem vedea asta și pe graficul mai jos, cu Chowder Rule. Iar dacă mergem la eficiență, avem acest grafic cu rata de ocupanță. O rată de ocupanță în ușoară creștere, ajuns acum ușor peste 97%, de pe la 89-90% acum 10 ani. Payout-ul din AFFO este undeva în jur de 75%. Se preconizează să înregistreze în continuare creșteri cel puțin la fel de bune, iar balance sheet-ul arată foarte bine. Avem un net debt to EBITDA de 5,75, debt to capital 28%, interest coverage ratio 7,6 și credit rating BBB+. Revenind în portofoliu, cam asta văd eu la această companie, avem puncte galbene la preț, mi-aș fi dorit sincer ceva mai ieftin, poate mai aproape de 40 de dolari, dar nu mă pot plânge nici la 50, moutan galben la toate rate-urile momentan și marge ceva mai mici în comparație cu alte companii din acest sector,
Dacă mergem înapoi pe fișier, mergem la eficiență și vedem la Rexford, spre exemplu, o marjă AFFO curentă de 46%, media pe tot sectorul unde avem 25 de companii este la 51%, media pe industrie unde sunt doar 8 companii este 52%. Deci avem marge ceva mai mici în comparație cu alte companii, nu sunt foarte, foarte mici, dar nici extrem de bune, după cum vom vedea de fapt la următoarea companie. Debt, payout și forward growth foarte bine, așadar Rexford Tier 2, repet, un REIT cu niște fundamente care îmi va completa foarte bine portofoliul de REIT-uri. Și ultima companie în care am investit în iulie este NNN, tot un REIT. Am cumpărat tot 16 acțiuni la prețul de 45 de dolari. Acesta este un REIT de retail, la care prețul cred că e încă unul bun. Evident, la 35 de dolari a fost mult mai bun, dar nu e rău deloc nici la 45. Ceva mai multe datorii decât la Rexford, dar încă foarte bine. Avem un dividend yield foarte aproape de 5%, cu un payout, după cum vedem pe aceste două grafice, constant sub valoarea de 75%. Estimările de creștere pentru perioada următoare mid-single. Un singur lucru care aș putea spune că nu prea îmi place, avem media perioadei de închiriere pe un trend descendent, din păcate, la NNN. De la 12 ani a ajuns în prezent la doar 10 ani, așadar media perioadei de închiriere este pe un trend descendent, din păcate. Mi-aș fi dorit să nu se întâmple asta, dar NNN excelează la capitolul marge, printre cele mai bune din industrie, chiar și din întreg sectorul real estate. Avem, spre exemplu, din nou o marjă AFFO la NNN de 72%, la fel ca și la Rexford, pentru că este același sector, media la 51%, iar în industria de retail, aici unde avem 6 companii și unde este alocată și NNN, media este la 59%. Și nu se întâmplă asta doar la AFFO, vedem ies aici la toate celelalte marje, marja operațională, marjă EBITDA, marjă FFO și așa mai departe. Așadar, cu un preț încă bun, datorii ok, payout ok, marje foarte bune, consider NNN a fi un REIT de tier 1, poate 2 spre 1 acolo. Și am ajuns și la compania vândută, aceasta este Citigroup, singura bancă pe care o aveam în portofoliu. După cum vă ziceam la început, consider Citigroup a fi o companie tier 3, aveam un preț ok la 44 de dolari, acum e undeva la 67. N-am mai vrut să-mi bat capul cu bănci, nu au nicio politică constantă de creștere a dividendelor, deși nu a fost ăsta motivul principal pentru care am vândut. Am tot acumulat în ultimii vreo 2 ani, fiind convins cumva că băncile vor performa bine luând în considerare situația la nivel economic. Consider încă Citigroup ca fiind cea mai bine evaluată bancă, dar pe termen lung nu e neapărat ceea ce îmi doresc în portofoliu, așadar acest sell face parte din categoria de consolidare și ne despărțim cu drag. După cum ziceam, aveam Citigroup în tier 3. Și cam astea au fost tranzacțiile mele pe luna iulie. Am vândut Citigroup de vreo 1300 de dolari. Am investit în celelalte 4 companii undeva la 2570. 191 de dolari au fost dividende reinvestite, deci practic contribuția proprie a fost un pic peste 1000 de dolari, adică pragul minim setat ca și obiectiv pentru acest an. Un an în care am investit până acum 9330 de dolari. Și îmi place sincer foarte mult ce văd aici, practic undeva la 14 și cu 10 și cu încă 10, undeva la 35% din această sumă a fost investită în aceste 3 companii, Hershey, Agree Realty și Zoetis, 3 companii foarte bune, foarte solide și vom vedea până la sfârșitul anului cum va arăta și acest clasament. A fost o lună record în dividende, prima lună în care m-am apropiat de 200 de dolari, asta pentru că a fost o lună în care Alibaba a plătit dividend, again, dar chiar și fără cei 30 de dolari de la Alibaba ar fi fost oricum o lună bună, a doua cea mai bună, foarte aproape de aprilie și cu siguranță o lună mult mai bună decât aceeași a anului trecut când am încasat doar 73 de dolari în iulie 2023. Și uite așa, am trecut de 1000 de dolari încasați în dividende în 2024, în primele 7 luni ale anului, cam cât am încasat în 2023 tot anul. Targetul pentru anul acesta e undeva la 2000 de dolari, anul trecut a fost la 1200 și l-am ratat, am reușit să încasez doar 84% din această sumă, am 51% până acum din targetul pentru acest an. Situația e cum e, din păcate nu voi mai putea economisi la fel de mult ca până acum, din mai multe motive pe care le-am mai menționat și care mă pun
tot mai mult pe gânduri în legătură cu a rămâne aici în UK, dar vom vedea, momentan lucrurile merg bine, cel mai important e să-mi ating obiectivul ăsta de aici, pe termen lung, și sper că și pentru voi merg lucrurile cel puțin la fel de bine. În rest, nu uita că dacă vrei să te alături nouă pentru a învăța să analizezi companii și pentru a-ți construi un portofoliu cât mai bun, poți face asta pe roinvest.org, secțiunea membership din partea de sus. După cum ziceam, tocmai am adăugat toate companiile REIT, am făcut săptămâna aceasta un live în comunitatea privată în care am analizat împreună, am publicat recent și două articole noi de analiză foarte detaliată, lucrăm la alte 4 articole de acest gen. Pe Roinvest suntem de părere că nu există experți, ci doar oameni mult mai pasionați decât alții, iar asta definește tot ceea ce se întâmplă în micul nostru grup privat, acolo unde se întâmplă lucruri faine, iar rezultatele se vor vedea în portofoliile de investiții. Te aștept în comentarii să-mi spui în ce ai investit și tu în ultima perioadă, părerea ta despre tranzacțiile făcute de mine, iar până data viitoare, eu am fost Claudiu, te salut, la revedere!